2 noiembrie 2014, ziua în care românii își vor alege un nou președinte. Procesul electoral a început la ora 7 și va dura până la ora 21. Cetățenii sunt așteptați la secțiile de votare. În Prahova, peste 680.000 de persoane au acest drept. Cetățenii trebuie să știe că odată intrați cu buletinul în secția de votare, se vor prezenta comisiei, îl vor preda, vor primi la schimb o ștampilă și un buletin. Vor intra în cabina de vot neînsoțiți, își vor exprima opțiunea politică, punând ștampila în căsuța rezervată fiecărui candidat, alegându-l pe cel pe care doresc să-l trimită în fotoliul de președinte. Apoi, odată ce vor ieși din cabina de vot, vor împături buletinul, îl vor introduce în urnă și se vor prezenta din nou la comisie. Vor înapoia ștampila, vor primi buletinul și vor merge spre casă. Mergeți la vot de la prima oră? Merg la vot de la prima oră, că mi se pare că astăzi este cea mai importantă zi pentru noi. Și vreau să fac ceva, dacă se poate, prin votul meu, că suntem destul de dezamăgiți. Și în secțiile din municipiul Câmpina, procesul de votare este în plină desfășurare. De ce ați venit atât de dimineață la vot? Nu e dimineață, nu. Mă scol de dimineață. Vă trezi și mai de dimineață. Mai dimineață, da. Și totuși n-ați venit după amiază, ați ales totuși la o oră mai matinală. Nu, că întotdeauna știu de la început ce trebuie să fac când vin aici și nu zăbovesc. E dimineață la votare. Bună dimineața, ca să încercăm să schimbăm ceva pentru binele țării este. De ce ați venit așa de dimineață la secția? Că mi-e obicei să vin. Încă nu e prea de dimineață, de regulă vin mai de dimineață. Să dăm votul aici cum ne dictează inima. Cap de obligația asta patriotică, vei da. Toate cele 26 de servicii de profil din județ vor fi deschise inclusiv în ziua alegerilor. La nivelul județului Prahova există 18.000 de cetățeni care nu au solicitat actul de identitate în termenul legal. Printre aceștia sunt și persoane care au împlinit vârsta de 18 ani și au drept de vot, iar în ziua alegerilor toate cererile cetățenilor care doresc să-și reînnoiască actele de identitate vor fi eliberate într-un termen de 4 ore de la data depunerii. 680.000 de alegători cu drept de vot sunt acum în Prahova. Cei care trebuie să-și schimbe actul de identitate sunt așteptați la serviciul de evidență a persoanelor cu dosarul complet. Ați venit să faceți buletin pentru a putea vota? Da, da. I-am adus la mine, le fac buletine și mergem la noi și votăm. Încorăltește. Vreau să votez astăzi și am venit să-mi fac buletinul. Când inspirat și din am știu dacă vreți să mă credeți că e inspirat pe buletinul. Ați venit să faceți buletinul pentru a putea merge la vot. Exact, da. Ne exercităm dreptul ca orice cetățean al acestei țări și suntem mândri că putem vota președintele țării. N-ați avut timp până astăzi și ați profitat că nu, e deschis? N-am avut timp propriu zis și astăzi, fiind și duminică, ne-am propus să rezolvăm și această problemă. În municipiul Câmpina există 22 de secții de votare, iar două dintre ele s-au mutat. Singurele două modificări sunt la secția 160 și secția 161, și anume cetățenii care locuiesc pe străzile Bucea și Maramureș vor vota la Casa Tineretului, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 50, latura de nord, iar cetățenii care locuiesc pe Bulevardul Carol I, blocul 24H, vor vota la Colegiul Național Nicolae Grigorescu. Acestea sunt singurele modificări față de alegerile anterioare. Cetățenii trebuie să mai știe și faptul că neregulile constatate în ziua alegerilor pot fi anunțate președinților de secții. Nu vor exista birou electoral de circumscripție, ca și la alegerile locale. Dacă cetățenii vor sesiza nereguli, se vor adresa președinții secțiilor respective de votare, de unde votează. O
Odată cu înaintarea în zi și oficialitățile locale au început să iasă la urne. La Câmpina, consilierul local, Rodica Papuc, și-a exprimat opțiunea în ceea ce privește alegerea președintelui. Doamna consilier, cu ce gânduri ați votat astăzi? Am votat pentru o societate normală pe care mi-o doresc în tot sufletul. Am votat și, ca să zic așa, un vot anticorupție, anti-societate coruptă și îmi doresc în tot sufletul ca copiii și nepoții noștri să nu se mai considere ultimii în Europa și să le fie rușine că sunt români pe acolo pe unde merg.